sunt Tania Cosma, make-up artist Bourjois România și de data aceasta ne vedem la un nou tutorial cu foarte multe noutăți. Brandul vine cu un nou ruj în portofoliul său și anume Velvet The Pencil. Sună interesant, da, promite acest nou ruj culori intense, cu o textură catifelată, confortabilă și rezistentă până la 8 ore. Formatul său tip creion conferă un contur perfect buzelor și o culoare intensă și foarte seducătoare. Acest ruj nou vine cu 12 nuanțe, de la aceea nuanță chic de nude, nudiful, la o nuanță mai îndrăzneață de zmeură, precum framboaz, grife, chiar până la cel burgundi savuros, ruj divin. Le vedeți pe toate aceste nuanțe pe ecran. Vreau să-mi spuneți care este favoritul vostru. Un lucru foarte important, nu uitați, acest creion se ascute, așa că vă puteți bucura de el foarte, 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 foarte mult timp în tot acest sezon, de primăvară, vară, toamnă, iarnă, absolut oricând. Foarte confortabil și la îndemână. Nu vă mai rețin, haideți să vedeți ce am pregătit pentru voi. 6 nuanțe! Știți care sunt? Vă las să le descoperiți. Acum vom încerca nuanța 02, Beja Croquet. Un nude delicat, chic, în stilul bourgeois. Următoarea nuanță, de asemenea, un nude roze, nudiful 03. Interesant. Nu am putut să mă abțin de la 04. Am un roz, un roze prăfuit, delicat. Iar acum să trecem la ceva mai intens și mai îndrăzneț. Peșmina, un pici, o piersică savuroasă pentru acest sezon de vară. Hey, ei bine, probabil vă așteptați la o nuanță de roșu. Nu, am ales acea zmeură savuroasă. Nuanța 13, framboaz grife. Iar ultima nuanță este chiar provocatoare. Nuanța 18, I'm so plumpy. So chic, so bourgeois.